Bună dimineața, măi, oamenilor, dacă e să ne luăm după calendar, putem spune, uite, că trecut și vara. Dacă e să ne luăm după vreme, suntem totuși în plină vară. Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, Vali! Este într-adevăr o zi extraordinară, o zi care poate să ne aducă noi începuturi, pentru că este 1 septembrie și nu mai punem la socoteală faptul că o să fie o zi foarte, foarte călduroasă. Deci nici vorbă ca vara asta a anului 2020 să treacă așa repejor. Oricum, Organizația Mondială a Sănătății ne-a anunțat chestia cu pandemia. Organizația Mondială a Meteorologiei ne-a anunțat că anul 2020 o să fie unul dintre cei mai secetoși ani din istoria acestui pământ. Oricum, început de lună, început de septembrie, început de an bisericesc, așa se spune, și avem și o sărbătoare în dreptul zilei de 1 septembrie, Sfântul Simeon Stâlnicu, cel care susține cerul și pământul, cel care provoacă și cutremure și este și patronul vânturilor. Iar în septembrie mai avem câteva sărbători de care trebuie să ținem cont, printre ele și nașterea Maicii Domnului pe 8, dar pe 22 spre 23 avem și echinocțiul de toamnă, când ziua va fi la egalitate mai cu la egalitate și apoi la egalitate mult mai mică. Cu noaptea, da. Legat de ziua asta de 1 și mai ales de septembrie, septem vine de la latinescul septem, din calendarul roman era luna a șaptea. Și în popor se mai numește și răbciune, și o zicală din popor, la răbciuni vin copiii la tăciuni, nu știu de ce. Mai e o chestiune legată de păsări, pentru că luna septembrie este ziua, luna în care se recoltează produsele pe la țară, de prin alte țări, așa. E bine, păsările cică și au boierescu, adică fiecare pasăre și au parte din recolta de grâu, de porumb, boierescul, un fel de dijma așa pe care păsările și-o revendică în fiecare lună septembrie a fiecărui an. Și mai o curiozitate legată de septembrie, pică în aceea zi, în fiecare an, ca și luna 1 decembrie. Deci în fiecare marți a fiecărui an, 1 septembrie și 1 decembrie, pică în acea zi. Curiozități, așa, de-ale calendarului. Curiozități, sigur că da, și mai avem câte ceva despre ziua de marți, care este o zi plină de energie, dedicată activităților grele și, de ce nu, proiectelor care presupun un efort susținut. Fiind patronată de Marte, zeul războiului și al acțiunii, marțea este o zi potrivită pentru acțiuni îndrăznețe, pentru schimbări mari și, de ce nu, pentru investiții. Este totodată o zi puternică pentru tot ceea ce ține de activitățile tipic masculine și de sport. Ținând cont că e marți, îndrăznim să intrăm și prin piețe, să vedem dacă a mai crescut prețul la pătrunjel, la usturoi, la ceapă, la cartofi. Sigur o să crească prețul la pâine, ținând cont de seceta din acest an și recolta de grâu. O să se adauge vreo 20 de bănuți la pâinea de 300 de grame, 500 de grame sau chiar un kilogram. Avem așadar o dimineață de septembrie cu aromă de cafea, o dimineață de septembrie care aduce în atenția dumneavoastră foarte, foarte multe lucruri interesante. Avem ocazia în această dimineață și noi și dumneavoastră să-l cunoaștem mai bine pe Adrian Luță, invitatul acestui matinal. De asemenea, o să-l cunoaștem mai bine în cele câteva minute de interviu realizată de Vali cu Alexandru Andrieș, iar pașii m-au purtat ieri într-o frizerie canină. Sperăm că v-am trezit interesul și că veți rămâne cu noi și în această dimineață până la ora 8. Da, încă o dovadă că omul este prietenul câinelui. Cel mai bun prieten al câinelui. Sunt foarte mulți oameni care își plimbă sau sunt plimbați de către aceste animăluțe foarte drăguțe. Așteptăm o plimbare și cu pisici, eventual și cu rațe, și cu gâște, și cu alte zburătoare, că uite așa ne apropiem și noi și încet, încet ne retragem de unde am venit, adică în natură. Încă o dată, bună dimineața! Nu uitați că emisiunea o puteți urmări și în direct pe Facebook. Așteptăm și reacțiile dumneavoastră. În curând vom intra în direct și vom avea și concurs aici la matinalul Fi Antenă. Haideți să vă purtăm acum printre cele mai importante semnificații de astăzi, 1 septembrie, și voi deschide eu cu anul 1914, când orașul rusesc Sankt Petersburg a fost schimbat numele în Petrograd. Nu retrograd, Petrograd. Da. N-am vorbit de răsăritul de soare, oricum am avut o furtună solară în întreaga lume în anul 1859. Iar în 1920, monumentul Fântâna Timpului, în cinstea 100 de ani de pace între Statele Unite și Regatul Unit, a intrat în funcțiune la Chicago. Filmul Războiul Independenței în 1912 a rulat timp de o lună în București, după care filmul s-a mutat la Viena și a îndrăznit să se mute și la Budapesta.
De când lumea și pământul au tot fost războaie, în 1939 Germania nazistă a invadat Polonia, declanșând cel de-al doilea război mondial. Iar clujenii au invadat sala filarmonicii pentru că această sala filarmonicii de stat din Cluj s-a inaugurat în 1955. Și mai avem o chestiune legată de semnificația acestei zile, ca să mă dau și eu omul făcut așa armata. Am fost un an și 4 luni de zile în haine verzi. Vine o mamă să mă vezi îmbrăcat în haine verzi, stânga, dreapta, atârâși, până la pomul cu 2 crac, atârâși ca șarp, aveam un caporal din Covasna, așa ne ordona dimineața după înviorarea de la 5, dezbrăcați până la brâu, soldat Conea, până la pomul cu 2 crac, atârâși ca șarpa înainte. Deci, în 1963 a luat ființă prima unitate specializată în domeniul informaticii și automatizării armatei române. După război, întotdeauna pace, în 1959 au fost restabilite relațiile diplomatice dintre România și Japonia, întrerupte la 31 octombrie 1944, după ce România se alăturase coaliției antihitleriste. Stabilim și noi acum o legătură foarte importantă, cea cu datele meteo și cu această zi de 1 septembrie 2020, care se anunță spectaculoasă, nu-i așa, Vali? Da, așa se spune în popor, că dacă ziua de 1 începe cu căldură și mult soare, așa se va termina și luna și așa va fi luna. Toată luna septembrie, cu ceva picături de apă de ploaie. În schimb, astăzi temperaturi foarte ridicate, de vară, spuneam, și chiar în nordul județului va temperaturi ridicate. Uite, de exemplu, la Câinene astăzi e și Boișoara, Titești, 29 de grade. La Voineasa, 30 de grade, ca și la Malaia. Brezoiu, mai încins cu 1 grad, zona Brezoiului și Bracovița, Perișan, Berislăveselă, Trucel, până la Călimănești, 31 de grade. Călimăneștiu, mai încins, 34 de grade. Băile Olănești cu 32 de grade și trecem în partea cealaltă, Costești, Horezu și Vaideni. Aici temperaturi în jurul valorii de 30 de grade. Mergem înspre Râmnic, coborâm înspre Râmnic. Râmnicul astăzi încins, 34 de grade. Iar în zona de sud, ca de obicei, temperaturi mai ridicate, vorbim de Băbeni, de Gușoieni, Crețeni, Mădular, Vale Mare și, bineînțeles, Drăgășeanu. Drăgășeanu cu 34 de grade. Ei bine, se spune că acest an va fi cel mai călduros din istorie. Am mai avut un an foarte călduros, la noi în țară cel puțin, seceta din anii 46-47, distrus în total recolta și foamete în România. Sperăm să nu avem parte de foamete, de secetă sigur să avem parte. Ministerul Agriculturii anunță că 50% din recolta acestui an este sau va fi compromisă, dar promite guvernul și despăgubiri pentru fermieri. E bine, ne-a rugat cineva din Irlanda de Nord să trimite niște grade din România înspre Irlanda. Irlandezii au avut ieri o zi liberă, bank holiday, din partea statului o zi liberă. Lunea, vă dați seama, la început de săptămână, și primim salutări de la Jamie Murphy și de la Buddy O'Connor. Lângă cei doi se află fostul nostru coleg din mass media, Adi Blotu, care trimite salutări și noi trimitem grade. Cam atât legat de vreme, oricum sufletul omului, ci că influențează și vremea. Acum să vedem ce o să se întâmple în zilele următoare. Diana? Da, mulțumesc frumos și într-adevăr vremea este și după sufletul nostru, care sperăm să rămână întotdeauna tânăr, pentru că până la urmă ceea ce vedem pe buletin reprezintă doar niște cifre, starea este cea pe care o transmitem noi din interior. Există un om pe care l-am cunoscut, pe care l-am văzut sâmbătă seara într-un concert extraordinar la Râmnicu Vâlcea și pe care personal mi-aș dori să nu-l pensionez niciodată. Așa se numește albumul său recent, Greu de pensionat. Este vorba despre Alexandru Andrieș. Da, am stat câteva minute de vorbă cu Alexandru Andrieș, foarte amabil, înainte de concert. Într-adevăr, 2 oameni, unul pensionat și unul greu de pensionat. Alexandru Andrieș, un arhitect, și arhitectura muzicii sale ne duce cu gândul la arhitectura sufletului. De fapt, o să vă spun câteva minute despre ceea ce cântă el, despre normalitate, deși normalitatea nu prea e bine văzută de noi, așa, când e vorba de realitate, ne facem că nu vedem și ocolim, ne ascundem după deget sau în cireș, cum se mai spune. Dar e bine să urmărim materialul și interviu cu Alexandru Andrieș. Dar sper să fie un dialog interesant între un om pensionat și un om greu de pensionat. Vali Conea, Antena 3 Vâlcea, și
Alexandru Andrie și vă mulțumesc pentru invitația de a participa prin acest dialog la emisiunea dumneavoastră. Da, e o emisiune care începe dimineața și se termină ca de obicei când nu vrea telespectatorul să se termine. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră pe scurt așa despre arhitectura sufletului, pentru că știu că dumneavoastră construiți așa, sunteți un om care de interior și schițe, nuvele, romane puse pe note. Da, mă rog, acum sigur că toată lumea se leagă de asta cu arhitectura, din cauza că sunt arhitect de meserie și am predat la arhitectură și pe de altă parte eu am pus întotdeauna și repet și lucrul ăsta o să spun de câte ori am ocazia. Arhitectura e o meserie foarte frumoasă și a te educa ca arhitect îți deschide mintea către foarte multe alte zone. Deci pe mine m-a ajutat foarte mult educația pe care am primit-o la arhitectură în zona muzicală. Enorm m-a ajutat. Pentru că, dacă vă gândiți puțin, și arhitectura lucrează cu ritmuri, nu? De exemplu, stâlpii care îți dau un anumit ritm sau ferețele, depinde, și cu volume. Da? Și chiar m-a ajutat foarte mult. Și pe de altă parte, pentru că tot vorbim aici, în Râmnicu Vâlcea, vreau să vă spun că eu am cântat ultima dată înainte de 89, nu mai știu, am exact, de mult n-am mai fost aici. Și am rămas extrem de plăcut surprins de felul în care arată orașul dumneavoastră, față de ce am văzut eu. Surprins plăcut sau? Plăcut. Da. Adică după 89 încoace, Vâlcea ne place. N-am mai fost. Am înțeles. Vorbeam de arhitectura sufletului, niște schițe, niște crochiuri, niște portrete așa, dar muzicale în arhitectura sufletului, de asta vreau să vorbiți puțin. Adică puneți de la talpă niște furnici, urcați pe genunchi, acum ce să vă spun, o femeie, niște ochi. Da. Inspirația e din realitate, ca pentru toată lumea. Sunt lucruri care mă impresionează, sunt lucruri care îmi plac, sunt lucruri care mă deranjează. Toate lucrurile astea, dacă au efect asupra mea, până la urmă apar și niște cântecele filtrate, bineînțeles, prin ceea ce denumim noastră arhitectura sufletului și care există la fiecare dintre noi. Nu cred că artiștii au vreun avantaj. Cred că și artiștii au arhitectura sufletului, așa cum au și spectatorilor și orice om. Dar artiștii au capacitatea asta, un dar venit de undeva de sus, să poată oferi acest lucru într-o manieră artistică celor din jur. Sunteți un arhitect de interior sau de exterior? Tot de muzică vorbind. Mai mult de interior. De interior. De vreau să te pe întrebarea. Ce ați făcut în pandemie? V-a afectat pandemia? Am stat la interior. Și acum se vede exteriorul, da. Da, este al doilea concert care îl ținem de când a început această pandemie, din păcate. Și mă bucur că s-a întâmplat așa, pentru că sunt convins că lumea are nevoie de concerte, de spectacole, de teatru și sper în curând să dea drumul și la săl și așa mai departe. Sunteți artistul care întâmpină publicul sau vreți să vă întâmpine publicul? La de aplauze, de interior, la fel? De sală sau? O să râdeți. Dacă mă întrebați, sincer, îmi place mult mai mult să cânt în niște săli cu acustică bună decât în aer liber. Dar decât deloc. Momentele zilei, că știu că mai sunt câteva momente până la a intra pe scenă și a susține acest concert mult așteptat de Râmnice. Momentul al zilei plăcut pentru dumneavoastră, dimineața, prânz și seara. Nu, seara. Dimineața seara. Sunt da, care dorm dimineața mult, dacă nu are nimic. Atunci de unde cea mai frumoasă zi cafeaua cu o... Da, să știți că 99% din ce când nu mi se întâmplă mie, nu are nicio legătură cu mine sau cu viața. E o chestiune foarte interesantă pentru că vine artistul, cântă și trebuie să fie impresionat publicul, cel din public. Artistul vine și se expune. Uitați că la mine nu funcționează. Nu funcționează, da. Având o emisiune care începe dimineața, vă spuneam, matinal, are un nume așa care te pune pe gânduri. Fie antenă. Fie antenă, vă place. Deci, meniul pentru un matinal așa, ca publicul să urmărească cu plăcere un matinal, ce ar trebui? Care sunt ingredientele? Păi cred că niște muzică bună. Niște muzică bună. Și discuții pe niște subiecte interesante. Simplu. Acum zic și așa, fie antenă telespectatorilor, pentru că tot dimineața o să plecăm cu muzică bună, interpretată de Alexandru Andrieș, o cafeluță bună și niște o moi. Exact. Mulțumesc mult! Salutări pentru Antena 3, dar și fie antenă! Mulțumesc! Da, încă o dată mulțumim lui Alexandru Andrieș pentru mobilitate. Mâine dimineață o întâlnire cu cei trei care au cântat Nordul, Sudul, Estul și Vestul. Îi veți vedea la matinalul Fie Antenă pe Ducu Berții, Victor Socaciu și Vasile Șeicariu. Darurile noastre pentru voi care urmăriți matinalul de la Antena 3. Și acum darurile zilei prezentate de Diana Ștefănescu, horoscop.
Da, mulțumesc, Vali. Am furnicuțe pe toată talpa și m-am plimbat și în această dimineață printre astre. Aduc în atenția dumneavoastră cele mai importante evenimente pentru cele 12 zodii. Nativii berbec își dau seama că au nevoie de o mare schimbare în viața lor, mai ales din punct de vedere sentimental. Dacă aveți sentimente, trăiri, frustrări pe care le-ați ținut ascunse în ultima vreme, ori anumite stări care vă creează diferite probleme, cum ar fi momentul potrivit să vă deschideți sufletul și să puteți purta o discuție deschisă și calmă. Încercați să fiți înțelegători și răbdători, doar așa veți reuși să ajungeți la un numitor comun. Taur. Cei aflați sub acest semn zodiacal încep un nou proiect destul de important pentru dezvoltarea lor în plan profesional. Depuneți efortul necesar și acționați cu profesionalism. Dați dovadă de eficiență, siguranță, sinceritate și luați decizii ferme, mature și bine gândite. Nu vă avântați în discuții care pot genera tensiuni nici la serviciu, dar nici în viața de cuplu. Puneți-vă gândurile în ordine și veți reuși ulterior să discutați cu mai multă ușurință. Nativii gemeni ar putea trece printr-o perioadă confuză, plină de nesiguranță și cu foarte multe semne de întrebare. Este important însă să nu vă temeți de necunoscut. Oferiți-vă șansa la fericire, cunoașteți oameni, trăiți din plin, fiți imaturi pentru o secundă și nu mai analizați totul de 100 de ori. Aveți nevoie de o pauză pentru puțin timp, încercați să vă deconectați, încercați să meditați. Rac. Lasă zidurile să cadă dacă simți că ești pregătit să duci relația la un alt nivel. Permite-i partenerului să te descopere și să vadă cum ești tu de fapt, chiar dacă asta înseamnă că te pui într-o poziție ușor vulnerabilă. Lucrurile evoluează indiferent dacă îți place sau nu, iar oamenii care realmente țin la tine vor să te cunoască cu adevărat. Leu. Ești focusat pe relații și extrem de atent nevoilor celor dragi. Cea mai apropiată persoană are nevoie de tine, iar tu ești acolo să-i sari în ajutor, iar asta o va ajuta în mod real să depășească acest moment. Felul tău de a aborda problemele o va ajuta să se descarce și să ajungă la miezul problemei. Nu neglija noile relații, ai grijă cum și cui trimiți mail-uri, mesaje și telefoane. Zăpăceala de care dai dovadă se datorează stresului și faptului că ești supra-solicitat. Fecioară. Ai parte de multă dramă astăzi, însă nu ești tu în centru atenției. De data asta admiri spectacolul de pe margine, fără să te simți obligat să te implici în vreun fel. Momente ca ăsta vin și se duc fără să aibă vreun impact major asupra ta. Ai însă o lecție de învățat. Nu mai lua lucrurile în serios și nu mai face din orice o tragedie. Am ajuns și la balanță. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru tine astăzi este să fii expresiv și să folosești întregul corp pentru asta. Îndoaie mâinile, scutură-ți capul și fă pași de dans ca să te exprimi. Lasă lumea să știe cum te simți din felul în care acționezi și vei salva ceva timp. În plus, te vei simți bine să te miști atunci când vorbești. Scorpion. Ai o nouă atitudine cu privire la o decizie dificilă pe care trebuie să o iei. Ești gata să-ți asumi un risc mai mare și să te bucuri de o recompensă mai mare. Acesta este un semn minunat că încrederea ta crește și sentimentul de aventură a revenit. Vei fi astăzi într-o stare de spirit mai agresivă, dar vei avea totuși căldura și farmecul tău pentru a-i face pe oameni să se simtă fericiți și confortabili. Aceasta este o zi minunată pentru crearea de noi legături. Săgetător. În viața ta există un clovn ale cărui acțiuni sunt făcute să-ți mulțumească, dar se pare că e singurul care se simte rău de la trucurile acestuia. Toți ceilalți cred doar că este hilar, ceea ce nu va face decât să te enerveze mai mult. Deoarece nu există nimeni căruia să-i împărtășești frustrarea, la fel de bine ai putea face un pas înapoi și să pleci din acest grup de oameni, cel puțin pentru o perioadă. Capricorn. Marți, mulți dintre capricornii vor surprinde pe cei din jur cu inițiative inedite. La muncă vei reuși să realizezi lucruri de care te vei bucura la maximum, iar colegii îți vor aprecia talentul și profesionalismul. În plan financiar, dar și în cel sentimental, lucrurile par să reintre pe un făgaș normal. Vărsător. Astăzi, nativii zodiei Vărsător vor avea o energie incredibilă care îi va ajuta să ducă la bun sfârșit tot ceea ce și-au propus. Relația cu partenerul de viață este din ce în ce mai armonioasă și este momentul ca relația de cuplu să treacă la o etapă superioară. Dacă ești căsătorit, încep să te gândești tot mai mult la mărirea familiei. Seara, o veste neașteptată îți va da un pic planurile peste cap. Pești.
Astăzi pești încep să reflecteze asupra planurilor de viitor. În plan financiar lucrurile nu stau prea bine și încep să te gândești la tot felul de alternative care să te ajute într-un fel să-ți rotunjești veniturile. Îți vin idei interesante, chiar dacă nu toate pot fi puse în aplicare. Un prieten foarte bun îți întinde o mână de ajutor, implicându-te într-un proiect foarte important. Importantă sper să fie pentru voi această zi de 1 septembrie și să vă aducă, bineînțeles, în fața tuturor realizărilor pe care le doriți. La mulți ani pentru aniversații de astăzi, iar tu, Vali, dacă ai ceva aniversar ce punctează în dreptul zilei de 1 septembrie, ascultăm cu mare interes. Da, am câteva nume, înainte însă să vă spun că sunt săgetător, nu sunt pește, deși mă simt ca peștere în apă aici la acest matinal Fii Antenă. În not și eu dau din coate, din picioare, prin apele limpeze acestei dimineți de 1 septembrie. Și pentru că am vorbit de nașteri, ia să vă vedem cine s-a născut de-a lungul timpului într-o zi de 1 septembrie. Un muzician de la o formație pe care noi ascultam noi, cei trecuți de 50, 60, 70, 80 de ani, Bee Gees, unul dintre membrii formației. E vorba de Barry Gibbs. Apoi o altă solistă, americano-cubaneză Gloria Estefan, născută pe la 1957, și mai am eu doi fotbaliști, pentru că o să vorbim puțin și de fotbalul nostru, cel de toate zilele. Un mare fotbalist olandez, Ruud Gullit, și aproape un necunoscut de pe la noi, Radu Ciobanu. Diana, acum știi că sunt dinamovist, în suferință de câțiva ani de zile. Am și eu câteva glume pe seama noastră, celor care suntem încă cu un picior în groapă. S-ar putea să ieșim din groapă cu ajutorul spanilor care au venit să investească și în club și în jucători. Și de ce nu poartă fotbaliștii dinamoviști centură de siguranță când sunt în mașină? Nu, n-am nici cea mai vagă idee, dar sper că tu ai remarcat că eu în această zi sunt îmbrăcată în albastru. Da, da. Ca să adune puncte. Ca să adune puncte. Da. Și mai o chestiune legată tot de Dinamo. De exemplu, dacă mergi la un automat de cafea și ai un bănuț cu sigla CFR-ului, introduci bănuțul cu sigla CFR-ului și iese UEFA Champions League. Dacă ai un bănuț cu sigla clubului Dinamo, iese mai încercați. Încercat clubul, încercat și eu, dar mă numărăm de cei puțini care încă se gândesc la Dinamo, fie vreme bună, fie vreme rea. Da, fie vreme bună. Câine până la moarte și dincolo de aia. Și am zis câine. Și am zis câine, da. Da. Zis câine, da. Este un material pe care îl dedicăm, bineînțeles, tuturor celor care au un animăluț de companie, pentru că animalele, în general, ne fac viața mai frumoasă, în mod deosebit câinii. Iar ieri am făcut o vizită unei frizerii canine din Râmnicu Vâlcea cu frumoasa April pentru întreținerea noastră lunară. Ce a ieșit? Vă lăsăm pe dumneavoastră să vedeți materialul filmat. Toaletarea unui animal de companie este un lucru foarte important și reprezintă mai mult decât un ritual. Astăzi am venit cu frumoasa April la frizeria canină pentru a beneficia de serviciile lunare și pentru a vă face cunoștință cu Ancuța. Bine te-am găsit, Ancuța! Bine v-am găsit și eu! Spune-mi, te rog frumos, și pentru mine, dar și pentru telespectatori, cât de importantă este toaletarea unui animal de companie? Este foarte importantă atât cât pentru sănătatea cățelului, cât și pentru aspectul lui. De ce servicii va beneficia April astăzi? Astăzi va beneficia de un pachetel de întreținere lunară. Acesta constă în spălat, în vidat glandele, în tăiat unghiile, curățat urechile, curățat lăbuțele și tuns, bineînțeles. Așteptăm așadar să vedem exact ce se va întâmpla cu April și dumneavoastră să vedeți rezultatul final. Spor la treabă, Anguța! Mulțumesc frumos! Începem pachetelul prin a lua vârfurile și surplusul de blăniță de pe corpul cățelului. Cățelul trebuie să fie relaxat, nu trebuie strâns cu absolut nimic, trebuie să se simte relaxat și iubit în același timp. Trebuie să devină un ritual pentru ei, ca o doză de joacă. Dezinfectăm cuțitul de fiecare dată, pentru că pe firele de păr cățeii pot lua foarte multe bacterii din aer, de pe jos
și este foarte important să curățăm prin fiecare dată. Tăierea unghiilor, iar este foarte importantă, mai ales pentru cățelușii care nu se plimbă foarte tare. Suntem gata cu toaletarea minunatei April. Mulțumim frumos, Ancuța, pentru faptul că ne-ai primit și astăzi și cu siguranță ne-ai făcut să arătăm mult mai bine decât de obicei. April se va lăuda tuturor prietenelor sale necuvântătoare. Și acum, April, un kiss pentru Ancuța? Mulțumim! Da, noi am rămas tablou și vă spun și de ce. Eu vă spun că am rămas tablou din cauza pictorului care a venit și vedeți și dumneavoastră prin oraș ceea ce se întâmplă, ceea ce se zugrăvește, și asta aparțin unui om care e mare la stat și mare la sfat, dar și mare pictor. Bun venit, Adrian! Bună ziua! Bună dimineața, bună dimineața și bine ai venit! Dar spune ce spune bună ziua, pentru că el săptămâna trecută la ora asta lucra, nu? Da. Și era zi plină. Da. Adrian, când începe dimineața pentru tine sau când începe ziua pentru tine? Cam pe la ce oră? De obicei pe la 6:30. Pe la 6:30. Da, sunt matinal așa. Cum îți dai startul unei dimineți perfecte? Cu ce anume te încarci pentru o zi de muncă, Adrian? Pentru că până la urmă tu asta faci. Pictezi, dar este o muncă deosebită de care noi toți la Râmnicu Vâlcea cel puțin ne-am bucurat în ultima perioadă. Vă mulțumesc. Păi, primul rând încep cu o ciocolată caldă. Așa. Cu un mic dejun. Și după mă apuc să lucrez. De dimineață de la 7:10, să zicem, 7:30 încep lucru. Și finalizez undeva pe la 8:00. Da, să-i facem și lui un portret, e de altfel foarte cunoscut și o să fie și mai cunoscut pentru că o să apară într-o carte și în orice carte. Îi vedeți picturile de-a lungul falezei râului Olănești, aici pe zidurile care erau dată albe sau gri, acum sunt pline de voievozi, de domnitori și de brâncoveni și de desene animate și de, eu știu, alte figuri legendare. Adrian nu lucrează numai pentru Râmnic, lucrează pentru Vâlcea și lucrează și pentru România. Și România o să aibă un alt nume în Cartea Recordurilor, Adrian Luță, profesor. Da, un nume pentru care Adrian ne mărturisea în această dimineață, înainte să intrăm în direct, a primit deja un certificat online de la... De la Guinness Celebra, Book. Da, de la World Guinness Book. Doar că am online, adică scanal am primit... Eu doream să vină o comisie de la ei să vină în România, la noi în Vâlcea, doar a fost o problemă cu COVID-ul, cu pandemia și s-a anulat tot, adică s-a amânat undeva prin martie, cred, nu știu. Când vei primi și certificatul? Da. Eu doream să fie o comisie să evalueze la fața locului, adică să vadă... De obicei se întâmplă, cu cei de la Guinness. O recunoști că va fi o recunoaștere a valorii tale sau e o chestiune așa de trecere într-o carte a unui nume? Păi, în primul rând, eu pun prea puțin accent pe numele meu, ca să vă spun sincer. Pun mai mult accent pe orașul meu.
Adică pentru mine faptul că intru în Cartea Recordurilor nu reprezintă, e ceva frumos, doar că mie îmi place să fie în primul rând vâlcenii mulțumiți, să avem un oraș frumos și să aibă și o pată de culoare. Cât ți-a recomplicat ideea asta cu râmnicul de altă dată pus așa pe... A plecat de la Craiova, din centrul istoric al Craiovei. Am vizitat de foarte multe ori Craiova și mi-a plăcut foarte mult arta stradală pe care a fost făcută acolo pe clădiri. Și de aici a plecat ideea. Ți-ai dorit să fie amplasată opera ta în altă parte sau e bine pus acolo? E bine pus acolo pentru că cu timpul doresc să mă extind și pe faleză și pe molul vechi, adică pe acea sferă a molului vechi, să fac un fel de traseu. Aș mai avea o sugestie pentru tine și pentru cei care te susțin, pentru că te susțin cei de la primărie, am înțeles, că e vorba multe materiale, mulți bani și lucrezi nu numai pe ziduri, lucrezi și la grădinițe pentru copii. Da, o să ne povestească cu siguranță Adrian despre proiectele pe care le are în desfășurare. Adrian, pictorii au așa o nebunie a lor, să vadă lumea în alte culori decât le vedem noi, oamenii obișnuiți. Ai o culoare preferată, ți-ai dorit să te îmbraci într-o anumită culoare, adică să fii altfel decât noi, că ești oricum altfel decât noi ceilalți. Îmi place foarte mult verdele. Mulțumesc mult! Da, și un pictor așa care... Care poate te-a inspirat? Bine, așa, un pictor preferat ar fi Vincent Van Gogh, mi-ar plăcea foarte mult. El aborda foarte mult o tematică cu floral, una peisagistică și, bineînțeles, celebrele lui autoportret. Da. Când spunem Adrian Luță, parcă spunem istorie și vreau să te întreb, Adrian, de unde atâta inspirație? Ești un om foarte talentat, deși tu cu greu recunoști asta și cu greu am remarcat că primești și complimentele. Păi, eu în primul rând sunt foarte atent la public, adică mă interesează foarte mult părerea oamenilor despre ce pictez eu. E o părere împărțită și cu bune și cu rele. Critica o iau ca pe ceva constructiv, adică eu cumva încerc să învăț din critică să fiu mai bun, să fac mai bine. Și părerea bună pe care o primez din partea oamenilor, tot la fel, o iau ca pe ceva care mă motivează și îmi dă putere, cum mă ambiționează. Ce m-a impresionat de la tine, în afară de faptul că ai avut curajul ăsta de a te exprima în public, în general pictorii se duc la o simeză, la o galerie de artă și se pun niște tablouri. Expoziția ta e stradală, ai pictura asta stradală și ai venit cu, repet, cu eroi legendari din desene, filme animate, din istoria noastră, istoria altora, că l-am văzut și pe Traian și pe Decebal, l-am văzut și alte figuri așa. Se poate face educație prin ceea ce faci tu și pentru asta trebuie să-ți mulțumim, pentru că n-am văzut până acum nici un X, nici o altă culoare peste picturile tale. Da, eu am încercat să adaptez o tematică pentru fiecare zonă. De exemplu, la bariera de la CFR, acolo am încercat să promovez istoria noastră cu cu domnitorii noștri. Cumva călătorii care vin cu trenul să vadă un pic din istorie. Acolo, drept dovadă, pe lângă faptul că am pictat acei domnitori, am inserat și citate din filme celebre, istorice și Anii de domnie, am adăugat. În centru am vrut tot la fel să abordez o tematică istorică, pentru că noi am avut cumva un centru istoric foarte frumos. De exemplu, am plecat de la origini, de la daci și romani. Cumva, calea lui Traian. Calea lui Traian, care are legătură cu pictura mea de acolo. Cu Decebal și istoria dacilor, acolo cumva sunt mai multe elemente de legătură. De exemplu, am făcut pe Decebal și pe Burevista. Am făcut steagul dacic, care are și el o istorie. După am continuat cu istoria noastră locală, am trecut de la istoria națională la o istorie locală noastră. Am pictat pe Barbu Știrbei, pe Anton Pan, pe Mircea cel Bătrân, sub altă formă. Eu puteam să abordez o tematică mai abstractă, puteam să fac ceva, o lucrare contemporană și să închei totul. Acum, din vremurile noastre, ai vreun voievod domnitor care ar putea fi zugrăvit pe un perete, pe un sit? Adică, da, pe care îl vezi, e pictat undeva. Așa, după 89 încoace. După 89 încoace? Ai vreun chip care ar putea fi zugrăvit, adică să rămână, să rămână zugrăvit, ca pe biserică. Să rămână în eternitate. Nu prea cunosc istoria 89 până aici. Adrian, te rog frumos să ne spui și nouă, dar pentru cei care nu știu, care a fost primul proiect al tău?
cel cu panoul stradal. Uh-huh. A fost primul meu proiect, proiectul de început. Și care a fost feedback-ul atunci, Adrian? Unul pozitiv. Unul pozitiv. Și uh-huh. am avut și păreri contra, dar v-am zis, le-am preluat, le-am analizat și am încercat să devin mai bun. Dar cei mai mulți au lăudat inițiativa ta, sunt convinsă de acest lucru. Da, da, mi-a plăcut. Mai sunt și frâne. Doar că nu multă lume știe, eu am încercat să fac o artă stradală total diferită față de restul lumii. De exemplu, în Craiova l-am văzut, odată am văzut o reprezentare, domnul director de la Parc Copilor știe că i-am arătat-o, pe Mihai Eminescu îmbrăcat în training Adidas. Deci era îmbrăcat în costum de Adidas. Bine, e amuzant așa, cumva, dar... Na, eu, de exemplu, niciodată nu aș putea... Apropo de Eminescu și de Cartea Recordilor, că și Eminescu e în Cartea Recordilor, da, cu da. Cel mai lung poem de dragoste, da. Și în Cartea Recordilor mai există ceva din Vâlcea. Știi tu foarte bine, vorba de vitralile... Cu pola domnului Dican, da. Da, domnului Dican. Eu sunt al doilea care a intrat în Cartea Recordilor, nu primul. Al doilea. Care sunt, Adrian, pe termen scurt, planurile tale? Păi, pe termen scurt, planurile mele sunt să finalizez ce am început, adică uh-huh. lucrările de centru și de pe faleza Olăneștiului, mă refer către Podul de Fier. Da. Rămâi la... E un proiect foarte mare și necesită foarte mulți bani. Eu vorbeam de 20 de ani, vorbesc de 20 de ani de proiectul ăsta, am vorbit și cu primăria, ca faleza să fie colorată, nu griul ăla, nu cenușiul ăla, dalele acolo să fie schimbate, mozaicate, am înțeles că o să fie un fel de mozaic. Da, eu asta îmi doresc... Pentru că mozaicul rezistă foarte mult la intemperii, adică la ploaie, la zăpadă, poate să vină și să crească și Olăneștiul, tot rezistă. Uh-huh. În schimb, pictura, chiar dacă e cu șpriuri sau cu culori, nu prea rezistă așa, nu are o garanție lungă în timp. Și... Da. Noi ne-am propus să discutăm mai mult cu tine decât să vedem ceva din operele tale, pentru că ele sunt expuse publicului din Râmnic și numai din Râmnic. Mai ai o lucrare mare care poate intra și ea în Cartea Recordilor, un cruce cu dimensiuni impresionante. O icoană pe sticlă. O icoană pe sticlă. Da, da. Uh-huh. E foarte greu să intri în Cartea Recordilor. Dar nu ăsta e țelul tău. Nu. Țelul meu este să... Hai să vă spun, sincer, că m-ați provocat. Uite, ce să zic. Eu studiez foarte mult arta stradală în România, cel puțin în Sibiu. Și tot timpul am văzut că Sibiu se laudă, mamă, avem o artă stradală de 9.000 de metri pătrați. I-am auzit tot timpul. Lăsați pe mine. Eu pot să vă spun că anul ăsta, ce am făcut până acum, a depășit 1.500 de metri pătrați. Bine, mai e până la 9.000, dar faleza de la podul Kaufland până la Parcul Zăvoi, pe stânga și pe dreapta ambele, sunt undeva la peste 24.000 de metri pătrați. Deci, na. Cu ce te puteam ajuta? Eu m-am gândit... Cu susținere, categoric. Cu susținere, în primul rând. Pentru că eu sunt un om care țin foarte mult la oameni. Adică eu mă pot descuraja foarte ușor, mă pot încuraja foarte repede. Adică în funcție de părerea... Să vede că ești un om dedicat. Da, și îmi place chestia asta. Și prea mult i-am văzut că se laudă, domne, avem artă stradală de 9.000 de metri pătrați. Hai mă, lăsați-mă. Las că vă arătăm și noi. Da. Acum a început Adrian să vorbească, să-și dea drumul. Nu, așa. Nu se poate. Eu am un zvâc. Mie când mi se... Adică, e ceva care mă face să lucrez. Știi cum spun moldovenii, că noi ieri vorbeam de ziua limbii române, moldovenii, dă-i foială, adică fii mai energic, nu te mai lăsa așa. Ți-am mai spus eu că mai sunt și piedici, mai sunt și frâne, dar nu ține cont de ele, că noi te sprijinim, suntem în spatele tău. Pentru că ne apropiem de finalul acestei discuții interesante, uite, tu ca pictor, ai doi oameni aici în fața ta, zugrăvenește în cuvinte. Adică fă-mi și mie un chip de domnitor și de domniță, așa poți să o faci, așa cum ne-ai vedea. Am văzut, culmea, am văzut așa. Portrete făcute moderne, doar puse pe costumații din la 1800-1700, știți? Și chiar mă gândeam să fac o chestie din aceasta, adică să iau pe cineva, de exemplu, aș vrea să-l pictez pe domn director, da. Într-o costumație de nobil de la 1800, așa, cu o perucă albă franțuzească pe cap sau ceva de fel ăsta. Dar pe noi cum n-ai vedea așa? Poate că într-o vizită viitoare, tot așa matinală, cu un șevalet, cu creionul pe hârtie, două chipuri să desenezi, dar așa, din cuvinte, cum n-ai... Creionează-ne puțin pe noi. Păi, pe dumneavoastră v-aș vedea ca un lord. Un lord. Și pe dumneavoastră ca o domniță.
Sau o principesă. Da. Mulțumim, mulțumim frumos, Adi. Ne-a făcut o deosebită plăcere vizita de aici, de la Matinal. Noi suntem alături de tine, așa cum spunea și Vali. Suntem mulțumesc. Impresionați de munca ta. Îți ținem pumnii în continuare și te vom susține de-a lungul carierei tale și de-a lungul tuturor lucrurilor pe care tu vrei să le realizezi, în primul rând pentru rumiceni, pentru oameni în general, pentru că dragostea ta pentru oameni, să știi că respiră prin toți porii tăi. Vă mulțumesc! Eu aș vrea să te văd, Adrian, sunt mai slobod așa la gură, te știu și ne și cunoaștem de ceva timp. Dacă eu aș fi un lord și colega mea ar fi o prințesă, pe tine te-aș vedea atunci într-un costum din ăsta medieval, medieval așa, plimbându-te într-o zi, chiar îmbrăcându-te așa într-un vestimentație din asta din Evul Mediu, plimbându-te, ducând așa un fular dat așa neglijat pe spate, niște culori de astea țipătoare și uite, trece pictorul, trece artistul Adrian Luță. Domn profesor, cum spun copiii, nu? Da. La aparatul copiilor, acum nu sunt cursuri, vor începe. Da. Da. Început și sfârșit, că toate au un început, toate au un sfârșit. Iată și Matinalul nostru la sfârșit. Nu uitați că ne puteți asculta în continuare de la ora 8 pe 88.6 la Radio Vâlcea 1. Și Diana? Da, și toate lucrurile bune se termină repejor. Așa s-a întâmplat și cu Matinalul nostru din această dimineață. În aceeași formulă, mâine dimineață, după ora 7:15, ne mutăm în cabina radio pentru alte 2 ore în atenția publicului ascultător. Iar în această după-amiază, la Antena 3 Vâlcea, nu uitați să vizionați analiza zilei cu Magda Popescu. O zi excelentă! Toate cele bune!